Anul 2021, luna iunie, sfârșit de an școlar. Mulți dintre copii se gândesc la vacanță, dascălii încearcă să-și ascundă emoțiile. Școala gimnazială Cornel Regman din Daneș, județul Mureș, structura școlară Criș, se pregătește de festivitatea de premiere a elevilor. ABC-ul învățării plutește parcă în compania învățătorului Ștefan Costea. Bun găsit și mulțumim mult pentru tot ce faceți pentru ca micii învățăcei să devină modele de viață. Bine v-am regăsit, Radio România Antena Satelor, și să știți că toată lumea din acest sat ascultă Radio România Antena Satelor. Învățător, cunoscător al cântului popular, ați știut să vă atrageți copiii și să le dovediți că se poate. Există o vorbă în popor, nu se poate să nu se poată. Așa. Noi aici, pe Târnava Mare, o zonă folclorică și nu numai deosebit de frumoasă și peisagistică și tot, zona Târnavelor, Târnava Mare lângă Sighișoara, la marginea județului Mureș cu județul Sibiu și la o aruncătură de băți până pe Valea Hârtibaciului, încercăm să păstrăm și să promovăm ceea ce am moștenit de la înaintea și ceea ce s-a scris cu sângele eroilor, pentru că acest folclor este și veselie, dar este și suferință multă. Și născut din o creație colectivă, așa cum se spune, înțelepciunea poporului, care e născut din dragostea românilor. Cum spunea Nicolae Iorga, la român mai întâi dau cântecele și apoi răsare soarele. Vă dați seama, eu am prins vremurile acelea în care oamenii mergeau la muncile câmpului cântând. Nu aveau televizor, nu aveau internet, dar aveau altceva, mult mai mult decât avem noi acum. Și toate acestea te păstrate și promovate pentru mai departe, pentru că aceasta este o hrană spirituală, cum ar veni. Acești copii, an de an, vă trec prin mână. Cum îi simțiți? Pot face față noilor provocări din acest mileniu? Din fericire, omul se adaptează provocărilor, vremurilor, se adaptează foarte ușor. Dar în ceea ce privește folclorul, speranțe foarte multe nu mai prea sunt, pentru că știți foarte bine, odată cu globalizarea și cu internetul, din păcate se pierde ușor, ușor. Din tradiție, din promovarea ei, copiii se învățează mai mult să stea pe tablete, pe telefoane. Dar eu cred că școala este cel mai important fapt care poate genera promovarea acestui fenomen frumos care se numește folclor. Da, dar revenind acum la învățăcei, la învățătură, v-ați dat seama așa că vreunul sau mai mulți pot trece peste anumite bariere și să meargă mai departe, să aibă succes pe plan profesional într-un viitor? Sigur că da, sigur că da, pot să treacă. Chiar dacă ești de la țară, dintr-un sat mai lăturalnic, să zicem, poți să treci peste anumite bariere, totul depinde de voința copilului, de plăcerea lui de a învăța și în foarte mare măsură de familie. Peste tot sunt copii buni. Speranțe sunt. Tristețea este că după ce statul român le oferă învățământ gratuit până la 1000 punct, ei pleacă dincolo. Și asta este dureros și trist. Ajungem că satele românești sunt îmbătrânite, natalitatea e foarte mică, tinerii plecați. Mai sunt dramele acestea în care părinții plecați dincolo, copiii rămân cu neamuri, cu bunici, cu... E o realitate cruntă. Așa este. Dar totuși astăzi este o zi cu totul specială. Viața dumneavoastră și a copiilor, bineînțeles. Este o zi specială, este o zi specială, pentru că astăzi se culeg cum ar veni roadele muncii de un an de zile. Creează o emoție și emoțiile sunt pozitive în sensul acesta. Școala gimnazială Cornel Regman din Daneș, structura Criș, învăluită de bucuria copiilor și emoțiile profesorilor la acest festiv. Mulțumim Ștefan Costea, învățător, mulțumim tuturor dascălilor pentru grija pe care o poartă tinerei generații, pentru efortul depus de a etala valori în constelația viitorului. Doamne ajută!